Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Să vedem de data aceasta spre ce vor converge energiile când vine vorba de relația voastră. Să vedem spre ce vă veți îndrepta pașii. Ce mai simte această persoană a ta? Ce mai gândește aceasta referitor la tine? Referitor la această relație. Da. Și iată prima carte în etalare, dragii mei. Această carte este Asul de Monede, care vine și aduce o notă de noutate în relație. Se pare că veți avea parte fie de un nou început, fie de o nouă relație cu o nouă persoană, o persoană pe care o cunoașteți acum. Va fi o persoană care își va dovedi și ea interesul față de voi, dar față de care și vouă vi se va trezi interesul prin faptul că este extraordinară, deosebită. O persoană care merită întreaga voastră atenție. Pe de altă parte, este foarte posibil ca să începeți o nouă etapă alături de persoana voastră, persoana alături de care sunteți deja, și această nouă etapă să vă conducă spre un următor nivel în relație. Se pare că nimic nu vă ține departe unul de celălalt. Întotdeauna reușiți să veniți în întâmpinarea celuilalt. Reușiți să depășiți împreună orice obstacol pe care îl aveți în relație și acest lucru este foarte de bun augur pentru că lucrurile nu sunt întotdeauna roz nici în relație. Trebuie să știți să fiți precauți, să știți să abordați orice situație cu tact, astfel încât să înlăturați orice nevoie de a vă despărți sau de a vă certa, pur și simplu. Următoarea carte în etalare, dragii mei, este Îndrăgostiții din Arcana Majoră. Această carte vorbește despre faptul că voi sunteți meniți să fiți unul cu celălalt. Se pare că nimic nu vă poate sta împotrivă. Sunteți pe drumul cel bun, se pare, iar relația voastră este una dirijată de sus și foarte îngrijită de divinitate. Este protejată relația aceasta pentru că este una menită să se întâmple între voi doi. Sunteți două suflete pereche. Două suflete care au trebuit să ajungă aici, două suflete care au făcut acest drum lung până să se întâlnească, dar iată că într-un final au venit împreună și au atins un punct de apogeu prin această relație. Următoarea carte, dragii mei, este un 3 de spade. Această carte vorbește despre o trădare pe care este posibil să fi suferit-o până nu de mult, dar nu este neapărat în legătură cu această relație. Prin urmare, această trădare nu v-a provocat-o persoana voastră, ci o altă persoană din anturajul vostru. Așadar, vi se cere să fiți cu mai multă băgare de seamă în legătură cu partenerii voștri de discuție sau cu prietenii pe care vi alegeți, deoarece nu toți sunt sinceri, nu toți sunt
așa cum ar trebui să fie niște prieteni, adică loiali. Ci unii dintre ei se mai scapă și pe la alți oameni și nu numai lucruri pozitive, ci și lucruri neadevărate. Așadar, o asemenea trădare se pare că ai trăit tu în această perioadă din partea unui prieten neloial, să-i spunem așa. Următoarea carte în etalare, iată, este Asul de Spade. Această carte aduce din nou ideea de noutate, ideea de început nou la tine în relație. Este posibil ca până acum să fi avut multe probleme, ai întâmpinat multe probleme atât în această relație cât și la muncă. Și aceste probleme poate că te-au copleșit, dar pentru toate există un sfârșit. Și iată că acest nou început vine cu o energie nouă în relație. Este energia unui parteneriat care se vrea împlinit între voi doi. Această carte vine de asemenea cu aducerea unui succes, unui real succes pe care îl veți trăi unul alături de celălalt. Se pare că veți avea parte de această victorie pentru voi în această relație. Da, probabil că această victorie este și faptul că ați rezistat împreună sau faptul că v-ați întâlnit. Următoarea carte în etalare, iată, este Șasele de Bâte. Această carte vorbește din nou despre un succes care vine în relația voastră. Un succes pe care îl veți trăi atât la nivel individual cât și la nivel de cuplu. Este o relație aceasta dintre voi bazată pe încredere în primul rând și care vă trezește sentimente de admirație din partea celorlalți, din partea oamenilor de lângă voi. Și nu în ultimul rând, iată, avem acest cavaler de bâte, cavaler care vine cu o energie debordantă în această relație, energie de foc, pentru a aduce noi vești, vești îmbucurătoare pentru tine, dragul meu sau draga mea, de la această persoană. Se pare că aceasta a luat niște hotărâri în ultima perioadă, în ceea ce te privește sau în ceea ce vă privește ca relație și vrea să-ți comunice aceste hotărâri pentru a vedea și punctul tău de vedere. Să lămurim puțin cărțile. Asul de monede alături de zecele de pentagrame. Un nou început, iată, plin de abundență, plin de statornicie, în relație. Aveți parte de abundență atât în sentimente, în emoții pe care le trăiți și le dezvăluiți unul altuia în această perioadă, dar și abundență materială de care vă bucurați atât individual cât și în cuplu. O noutate în relație care vine cu extrem de multă stabilitate pentru voi doi. Îndrăgostiți alături de magicianul, iată că tu vii în această relație pentru a aduce la împlinire toate acele acțiuni pe care îți doreai să le faci până nu de mult. Se pare că nimic din ceea ce îți doreai nu poate sta deoparte de tine.
îți dorești să faci aceste modificări, ești ca un adevărat magician în viața ta, reușești să faci tot ceea ce ți-ai propus, pentru că ai toate acele trăsături și toate acele abilități de care este nevoie pentru a face toate schimbările pe care ți le dorești. Următoarea carte, Diavolul, alături de Treiul de Spade, se pare că mai ai încă anumite dependențe în viața ta, dependențe de care nu ai reușit să te desparți, dar la care te gândești să renunți în această perioadă. Așadar, fie că fumezi prea mult, fie că poate ai excese alimentare sau cine știe ce alte excese, sau poate ești într-o relație toxică, ești pe punctul de a renunța la aceste dependențe pentru că nu ți aduc niciun folos în existența ta. Următoarea carte, Asul de Spade, alături de aceste 10 de spade. Da, se pare că ai suferit o pierdere în viața ta. Cine știe, poate în familie ai avut o suferință, poate că ți-a murit cineva apropiat sau poate cineva apropiat s-a îmbolnăvit în ultima perioadă și tu a trebuit să-l îngrijești sau să o îngrijești. Tot felul de asemenea sacrificii de care poate că a fost nevoie până să ajungi la acest punct în relație. Ți-a fost destul de greu și ți este greu în continuare, dar nu ți este imposibil. Următoarea carte, iată, este optul de cupe alături de șasele de bâte. Acest opt de cupe te îmbie la această nouă aventură care o reprezintă relația ta. Se pare că ești mai mult decât bucuros sau bucuroasă să începi această nouă călătorie alături de persoana ta. Îți dorești să mergi alături de ea pe același drum. Îți dorești să accepti această nouă provocare în viața ta pentru că ai fost foarte mult timp singur sau singură și acum este momentul prielnic unei noi aventuri, după cum am spus. Următoarea carte, iată, este Doiul de Pentagrame alături de Cavalerul de Bâte. Se pare că până nu de mult ai avut două oportunități în iubire, două șanse la dragoste, de care pentru față de care ai stat în gânduri, așa, ai pendulat multă vreme pe care dintre ele să o alegi. Dar iată că această persoană ți-a încălzit sufletul de la început, ai simțit acea atracție deosebită față de ea, așa încât nu ai stat prea mult pe gânduri în momentul în care ai ales-o. Este o persoană care ți-a meritat atenția încă de la început. Iată cartea din partea oracolului care vine către tine, dragule sau draga mea. Se pare că tu meriți dragoste. Ești iubibil sau iubibilă. Acesta este mesajul care vine pentru tine în această zi minunată. Da, că și tu meriți dragoste, că meriți să fii iubit, să fii iubită. Așadar, nu te mai da la o parte din calea iubirii, pentru că îți este și ție menită. Cam asta a fost citirea pentru astăzi, dragilor. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!